Duminică dimineață, la Vatra Dornei, a avut loc un accident rutier în urma căruia un tânăr de 28 de ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite. Evenimentul rutier s-a produs chiar în fața subunității de pompieri care se învecinează cu spitalul municipal. Două mașini s-au ciocnit frontal la Vatra Dornei. Șoferul, care a pătruns pe contrasens, era în stare de ebrietate. Astfel, s-a constatat că un tânăr de 25 de ani, în timp ce conducea autoturismul pe strada Mihai Viteazu din municipiul Vatra Dornei, din direcția Roșu către Argestru, a intrat în coliziune frontală cu autoturismul condus din sens opus de un bărbat de 28 de ani din municipiul Vatra Dornei. În urma accidentului a rezultat decesul șoferului de 28 de ani, vătămarea corporală a unei pasagere de 50 de ani din autoturismul acestuia, dar și vătămarea corporală a unei pasagere de 23 de ani din autoturismul condus de tânărul de 25 de ani. Conducătorul auto de 25 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,62 mg pe litru alcool pur în aerul expirat și s-au recoltat și probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. La Spitalul Municipal Vatra Dornei s-a dispus astfel începerea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea sub influența băuturilor alcoolice, iar cercetările sunt efectuate de către lucrătorii compartimentului rutier Vatra Dornei.